Măi, internauților, mi-a spus să discuți despre așa zisul serial al lui Montana și nu doar că mi-a spus asta, dar am văzut că cineva m-a și implorat în secțiunea de comentarii, așa că, mă, de ce nu până la urmă, chiar când după primele 4 episoade văzute din sirenele, despre care am tot vorbit prin clipuri, cred că pot lejer să mă autoproclamă critic de artă, cel puțin. Nu o să fac reacții la fiecare episod, de fapt nu o să fac deloc reacții la el, ci doar să discut despre. În mare, sezonul 1 din Recidivist este ca masturbatul, asta e concluzia la care am ajuns după ce l-am văzut. Mă, nu ai de ce să-ți fie rușine, dar nici nu prea ai de ce să fii prea mândru. Ideea e că avem două denumiri principale pe care putem să le atribuim acestor videoclipuri. 1. Seriale de YouTube, pentru că e diferență de la cer la pământ între serialele obișnuite și serialele de YouTube, de la buget, acting, la mindset și durată, și ar fi o jignire să le zicem acestor serii de videoclipuri că sunt seriale. Ar fi o jignire pentru serialele propriu-zise. Așa cum sunt mașini pentru oameni maturi, așa sunt și mașinuțe pentru copii, iar serialele astea de YouTube, cred că v-ați prins ce sunt, dacă e să facem o comparație. Sau putem să le mai zicem proiecte, ori serialul de YouTube Recidivist, ori proiectul Recidivist, una din două. Și asta se aplică la orice serie de videoclipuri cu tentă de genul de serial. Deci, serialul de YouTube Recidivist, nu serialul Recidivist. În caz că nu ați auzit până acum despre Recidivist, e un serial de YouTube care se vrea a fi despre pușcărie, despre interlopi, alegeri, greșeli, ilegalită și viață de stradă. Și mă, e bine să vrea să fie un serial de genul, un serial de YouTube, e bine să vrei în general, că și eu vreau să fiu, de exemplu, cel mai inteligent om fără dar și poate de pe întreaga planetă, dar ce să vezi, până acolo mai e și momentan trebuie să mă mulțumesc cu ideea de a fi în top 5, poate top 10, cine știe. Așa și oamenii din Recidivist, la care mă uit și îmi dau impresia că sunt niște adulți care încearcă să joace rolurile unor copii de grădiniță, care încearcă să joace rolurile unor interlopi, atât de nenatural și de sec joacă. Parcă am stabilit ceva la domnule. Da, frate, stai liniștit că numai ne plimbăm pe aici prin zonă, nu facem noi afacere aici, stai liniștit. Nu-i stres atâta timp cât lăsați zona asta liberă. Ok, frate. Mă, da, într-adevăr, nu intră nemaipomenit în roluri oamenii din el, dar vorba aia, măcar încearcă. E bine să încerci în viață, la fel de bine precum e să vrei. Și vreau să vă zic că primul sezon s-a terminat. Și acum vă las pe voi să ghiciți. Mă, oare câte episoade are primul sezon? 10? 15? Poate 24 de episoade? Nu, 2 episoade decât de 15 minute. Acum înțelegeți de ce e serial de YouTube. De aia zic că e ok să aveți așteptările cât mai jos, că nu poți face o capă de operă cu niște indivizi care nu știu actorie, dar care, ce să vezi, s-au oferit voluntari, cu același individ care se ocupă de scenariu, de filmări, de sunet, de montaj și cine mai știe câte și cu un buget inexistent sau pe acolo. Eu am auzit două variante, dar mi-e prea lene să le întreb acum pe Montana ce și cum, așa că o să zic chestii despre fiecare în parte. Prima variantă ar fi că, pe care am auzit-o, ar fi că, ce să vezi, primul sezon, care a durat 30 de minute, Dida mai serialul, din câte vedeți, a avut un buget de 5.000 de euro. Așa zic unii pe internet. Ceea ce mă îndoiesc, nu cred că a scos Montana 5.000 de euro din buzunar ca să scoată cât? 200-300 de dolari maxim din YouTube. Nu e profitabil și nici cine știe ce investiție de viitor nu e. Că nu cred că au început acum, după ce a scos episoadele astea, să-i bată casele de producție la ușă atât de des încât au ajuns vecinii, ce să vezi, să-i facă plângere la poliție pentru nerespectarea ordinii și liniștii publice. Chiar deloc. Nu cred că s-a întâmplat asta. A doua alternativă ar fi că au primit bani de la partenerul unic events din Timișoara, ceea ce iarăși mă îndoiesc că nu ar fi rentabil pentru aia acum. În cel mai bun caz, aproximez că i-au lăsat pe Moca să filmeze pe acolo și mă, cine știe, poate le-au dat și câte o prăjiturică și un suc la 250 de ml de căpșuni și de piersici din partea casei. Și a doua variantă și cea mai plauzibilă ar fi că nu au avut buget și au mers pe pro bono, nimeni n-a primit niciun ban, ca să testeze piața și să vadă cum e și au făcut treabă cu voluntari. Ia actorie de unde nu-i, că în afară de actorul principal și hai mă, hai să lasă-o de la mine. Încă unul, două personaje maxim de pe acolo, restul știu actorii cum știe Tumiță Carte, adică din părți. Cât despre scenariu și montaj, scârție mai tare decât scârția salteaua pe care dormea Montana la pușcărie. E o glumă, glumesc. E un serial amatoricesc de YouTube și refuz să cred că e făcut pentru adulți, ci maxim, dar maxim aș îndrăzni să zic că e făcut pentru adolescenți. Pentru copii aș zice că atunci când ești copil nu observi găurile din scenariu, ci te uiți pentru bătaie și pentru că vrei să fii ca Gigel, personajul principal. Ia uite, pare vorbe la el, pare băiețaș, știe să spargă semințe și uneori știe să dea și cu pumnul. Nu vă mai creați oameni pretenții, ce voia să fie? Prison Break?
OZ, închisoarea federală, nu, este fix ceea ce trebuie pentru publicul din România, golăneală, bagabonțeală, învârteli, pușcărie, semințe și clanuri, doar că nu e pus în practică neapărat cum trebuie. Și acum, din câte am înțeles, Montana a terminat și scriptul pentru sezonul 2, care va avea 5 episoade și la care vor începe filmările pe 1 octombrie, ca mai apoi, începând cu 1 noiembrie, să apară episoadele. Și graba strică treaba, mai ales când știi că nu ești în domeniul ăsta, când n-ai actori care se ridice ștacheta dacă scenariul nu o face, când nu ai buget, când bla 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 bla. Din numere este ce se va întâmpla într-un final cu personajul principal, se va întoarce la Mititica. Și nu neapărat pentru că îi plăcea cum făceau șobolanii dansul șobolanului prin celulă, ci pentru că, evident, va călca iar strâmb, va face legalități, va, de aici și numele recidivist, bănuiesc eu. Ceea ce e bine, probabil vrea să dea și vreo lecție aici, Montana, de apreciat. De apreciat și calitatea video, mai ales că nu apare Montana reflexia geamurilor când filmează personajele, și calitatea audio e de apreciat atunci când e... Alex, bă, băiatule, ce faci, te liberam? Și să începem cu dialogurile. Trecem peste faza în care apare individul ăsta care seamănă cu Sișu, dar dacă ar fi mâncat mai bine și s-ar fi lăsat de rept dinainte să apară riduri, iar trebuie să menționez că glumesc ca să nu se ofenseze lumea, că na, trăim în 2020. Dialoguri de umplutură, are dialoguri de umplutură și livrare de grădiniță, doar câteva exemple, că nu vreau să fac clipul ăsta de peste 15 minute, că n-ar fi frumos din partea mea. Cum să fac clipul mai lung decât episodul? Știi de ce îl cheamă pe el Elvis? E nume de Barosan. Nu. Pentru că erau 10 frați. Și părinții lui nu mai știau ce nume să-i pună. Apoi aici individul vrea să mimeze faptul că vorbește la telefon, dar pare mai mult ca un nebun care poartă un monolog imaginar cu telefonul la ureche. Alo, da? Oh, lume nouă, lume nouă. Cât ai stat? 10 ani? Aici greșești, n-ai stat din cauza mea. Eu te-am trimis să faci un lucru, tu ai făcut alt lucru. Și ține cont că s-au schimbat multe cât ai fost închis. Eu zic să te relaxezi câteva zile, să te liniștești, că abia ce ai ieșit, acum și tu, na. Și după aia mă suni și ne vedem, ok? Și fratele tău te ajută cu tot ce ai nevoie, nu-i problemă. Bine, fratele meu. Livrează replicile din câte vedeți de parcă nu așteaptă vreun răspuns și cere așa de pe tort cea mai livrare de grădiniță a replicilor. Parcă am stabilit ceva la domnule. Da, frate, stai liniștit că numai ne plimbăm pe aici prin zonă. Nu facem noi afaceri aici. Stai liniștit. Nu-i stresat atât timp cât lăsați zona asta liberă. Ok, frate. Apoi, după cum v-am zis, scenariul scârțe mai rău decât roțile lui Bic care zbaic trafic după 2 ore de mers pe zecile de străzi neasfaltate din sectorul 1. Uitați o scenă așa ca idee în care Neveu, personajul principal, se duce la Fraxu după ce a ieșit din pușcărie. Inițial, ce să vezi, Fraxu nu știe cine bate la ușă, apoi, ca la el acasă, intre Neveu. Face un schimb de dialoguri sești cu Fraxu, care n-a avut bunul simț să se ducă să le ia de la pușcărie, care nici nu știa când ziua asta vine Fraxu acasă, dar care, ce să vezi, îi pregătise deja camera și pregătise și ceva bani. Cum vine asta, ori pasă, ori nu prea. Plus, uitați-vă la mimica tipei, cred că Alina o cheamă în serial, pentru că nu se înțelege ce nume zice aici. Și episodul 1 se termină așa, cu cea mai clișeică scenă, nu știu cum au gândit-o, dar dacă episodul 1 nu era cel mai reușit, cu scena asta trași tacheta mult, mult în jos. Cred că am văzut scene identice în peste 20 de producții, scenele desprinse din regia de copilaș apar și în episodul 2, dar care e mai reușit, e mai reușit decât episodul 1. Scena mea preferată din episodul ăsta e aia când Neveu îl doboară pe unul dintr-o palmă și l-a sălat. Iar ulterior, din palma aia, vedem că i-a rupt ăsta o coastă și o mână, cu o singură palmă dată peste față. Ce-i cu tine, Vasile? Ce ai pățit, tata? Am luat bătaie, tata, de la un român. Da, prea multe filme văzute cu Cichician. Și în caz că vă era dor de Robocopul din Sirenele, îl avem aici pe volul lui. Ai văzut tu undeva un oraș în lumea asta, unde infracționalitatea este la zero? Păi, nici nu vreau să fie zero. Uite cum facem, mă lași pe mine să fac ce vreau. Da, livrare robotică, fără expresii faciale, mai puțin râsul forțat din scenariu. Și printre toate scenele astea de tensiune, de bla bla bla, la un moment dat apare câte o filmare random din dronă, cu muzicuță din melodia de tema producției pe fundal, și așa se face trecerea dintre scene de mai multe ori, ba chiar și dintre scene filmate ziua și scene filmate noaptea. Și sfârșitul episodului 2, adică sfârșitul sezonului, este ăsta, în care Neveu vorbește cu Storinache. Și ăsta coboară din mașină și Storinache, ce să vezi, într-o milisecundă, la propriu, scoate o armă de habar
Varna, unde și-o îndreaptă spre el și trage. Așa din senin în amiaza mare. Gata, nu-i mai place libertatea lui Sorinache, că până în momentul de față Sorinache era precaut, nu voia probleme cu poliția, cu legea, cu bla bla bla. Și nu, neveu n-a observat arma aia în timp ce era cu el în mașină. Mă, sincer să fiu, eu mă așteptam să prindă mult mai bine la public. Primul episod are 97.000 de vizualizări, iar al doilea are 65.000. Și nu știu cum au reușit, dar ambele episoade au intrat în trending, unde au stat cam cât durează, undeva la vreo 15 minute. În rest, colecția de culoare e bună și e filmat chiar ok în mare parte, iar sunetul e prost pe aici pe acolo. Sincer, mă așteptam să fie mult mai slab, v-am zis. E un început bunicel, zic eu. Mai am să le dau un singur sfat, mai ales că nu au buget, și anume acela să facă storytelling în loc să facă scene penibile care îi depășesc. În loc să filmeze scene în care se împușcă ăștia între ei, scene care vor trebui filmate ca la carte și editate la fel, și evident că nu au buget de așa ceva, mai bine să povestească că Cutărescu s-a împușcat cu Cutărescu și l-a dat cu mașina peste celălalt și nu știu ce. Nota 6 pentru sezonul 1, dată strict pentru ideea că e un serial de YouTube amatoricesc fără buget. Că serialul lui Andrei Gugan i-a dat note la fel, dar din perspectiva unui copil de 6 luni. Ia toate defectele de la Recidivist și mulțește-le cu 10 și așa iese Sirenele. Cu zâmbetul pe buze, aplaud această inițiativă. Bravo Montana, sincer, bravo Montana, bravo că te-ai ieșit din zona de confort și ai încercat ceva. Poate sezonul 2, după sfaturile mele și ale multora, va ieși mai bun. Sau poate că va fi un sezon recidivist, cine știe. Poate va fi la fel de mediocru ca primul.